No, bun. Deci vă ziceam că aplicația o să aibă după login sau registration, home screen-ul. Va fi o listă cu hunturile active. Când se dă click pe un hunt, o să apară o listă cu echipele active în huntul respectiv. Astea toate le obțineți prin web services și în ecranul ăla cu lista de echipe mai este și dacă dai click pe o echipă, faci automat join. Sau mai ai un buton de Create New Team. Bun, ca să puteți face asta, aveți nevoie să știți cum să faceți o listă. Bun, pentru asta în Android era înainte un view care se numea List View. Nu era înainte, este și acum. Am auzit eu că este ceva mai nou și mai performant, care se numește Recycle View, care nu l-am folosit veci. Deci o să încercăm împreună să facem un recycle view. Deci facem aici o activitate curs 6 sau ceva de genul ăsta. Și în asta o să facem o listă cu niște chestii. Să mai gândim noi cu ce. Hai să încercăm. Deci în activities avem login-ul. Mai facem una. Sau chiar în asta, hello. Că așa am făcut. Am făcut că să pornească hello, nu, facem una nouă. Nu. Zicem. Cycle view activity. Doar ca să aveți un demo. Și termină de activitate, de ce nu merge? Aha. Se gândea. Bun. În regulă. Să schimbăm aici că dacă ești logat, să pornească în loc de hello, să pornească pe aia. Asta încă lucră. Deci la login. Și cred că numai în locul ăsta, da? Da. Bun. Și aici ne ducem la layout și o să punem în el doar o listă, un recycle. Match și match. Deci se ocupe tot. Dăm și un ID. Cycle view. Hunt. Dar nu Hunt. Demo, whatever. Că Hunt să faceți voi. Bun, aici luăm obiectul ăla. Cycler. Se pare că se numește, hai să denumim și activitatea. Accordingly. Dacă nu vorbesc tot timpul, că e destul de clar ce fac. Dacă nu înțelegeți ceva, mă puteți întrerupe oricând. Aici facem exact cum am făcut în trecut, la butoane, la edit text, la text view. Bun. Asta, în mod normal, ca să funcționeze,
Are nevoie de un adaptar. Set adaptar. Nu, bun, asta mi se pare... Deci adaptor asta e destul de abstract, trebuie să fie ceva sub el. Hai să ne uităm. Pe o să vă explic și cum funcționează după ce îl facem să funcționeze. Set has fixed, nu interesează. Set layout manager. Da, de să fie linear. E puțin mai complex decât lista, că poți să-i dai un layout manager și atunci poate să fie mai complex, poate să fie mai multe coloane. Da. Acum, by default, e o singură coloană. Să folosim chestia asta, linear layout manager. Deci, elementele din listă o să fie într-un linear layout. Și adapter, ți-l făcut mai adapter, este clasa asta de bază. Exciter view.adapter. Bun, hai să scăpăm de asta, că mă nervează. Bine, destul de clar. Înainte de asta, o să punem asta. Facem noi aici un adapter. Cu ce să-l populăm, oare? Populăm cu... poze sau ceva. Hai să vedem. Ne zicem așa. E mai elegant, nu că suntem obligați. Și asta o să facem. Cu persoane. Să-l populăm. Unde e setter și getter? Alt insert, ah, ok. Bun, deci facem generator de item și o să ne oblige să implementăm următoarele. On create view holder, on bind view holder și get item count. Item, ok. Item adapter ăsta o să țină în el o listă de items. La constructor trebuie să primească o listă, acea listă de items. Cum ce facem? Bun. Item count. Fie evident, item size. Și acum, on create view holder. Asta va trebui să mă inspir puțin. Teoretic e o clasă statică care conține elementele din listă. Item adapter, zici, sau ce? Stai puțin. Asta ce nu-i place. Asta trebuie să extinde, trebuie să extinde de, ok, asta trebuie item holder. Deci mai trebuie să facem încă o clasă item holder. Dai puțin. Așa, care trebuie să extindă, să extindă view folder. Așa, și atunci trebuie. Așa.
Atunci, item holder, asta, asta, item holder. Și să văd eu cum îl face, după o să și vă explic de ce face așa, cum face aici în exemplu. Adaptorul, ok. Făcut e un view holder care conține alea, conține, ok, noi o să avem partea de UI pentru fiecare element, două text view-uri. O să avem două text view-uri, că avem first name și last name. Deocamdată, așa începem, după aceea poate mai extindem puțin. Trebuie să ne facem și un layout pentru asta. Atunci am layout, aici new layout resource file. Hai să văd dacă este vreo convenție de naming. El îi zice my text view. Bine. Deci nu este neapărat o convenție. Noi îi zicem com. Alita Pony, nu, o să folosim o convenție cât de cât. Item view, să zicem. Item view, că doar vorbim de items. Voi o să aveți în rezolvarea temei. Hunt view, respectiv team view. La care o să vă rog, o să vă explic mai clar în temă, dar de exemplu la, și la numărul de hunt o să scrie în paranteze sau undeva. Să scrie și numărul de echipe și la lista cu echipe să scrie numărul de membri care au dat de jos join. Bun. Și în asta cum se arată? Unul sub altul, first name, last name, da? Deci punem două text view-uri. La width îi match parent și la height e wrap content și zicem un ID text view first name analog facem și un last name bun acum mergem aici aici o să ținem private text view. Text view am zis. First name. Last name. Și cred că aici putem zice ceva de genul to first name egal cu cred. Text view the item you find your item first last name unlock. Just to make sure. Deci în constructor el zice eu făcut el, asta e făcut mult mai simplu. Cred. Deci extinde în constructor, zice m text view egal cu v direct. Înseamnă că layout-ul ăsta, my text view, nu e niciun layout, ci doar un text view. Hai să vedem dacă îl dă. Așa. Ba, linear layout, card view. Card view that contains a text view. Deci ăsta e layout-ul. Interesant cum poate să zică chestia asta. O să facem, deci nu o să meargă din start, e clar. O să facem debug până când merge. Bun. Așa. Pe un create holder facem inflate. Și după aia facem un new view holder de view care l-am făcut și returnăm view holder-ul. Ok. Make sense. Deci, aici zicem. View z egal cu layout inflator. Punct from context with this. Și creadele parametru. De ce nu are autocorectul? Auto, știți voi.
Hai tempio. Mai place așa. Vrea. Ok, din cauza că this nu-i context. Pentru că this se referă la clasa item adapter, atunci asta nu trebuie să fie statică, să avem acces la clasa de bază. Clasa de bază e activitate. Clasa mamă și atunci putem zice ca să accesăm this se referă la instanță de item adapter, ca să accesăm clasa mamă, zice numele clasei, numele clasei .vis, adică cycle activity .vis, care asta implementează context. Bun, și tot nu-i place pentru că stai numai să mă uit ce parametri e un context. Aha. Deci face context.inflate. Bine. This inflate. Da, mă, dar this e context. Dar se poate da contextul de fapt. Da. Facem. Ce anume în regulă? De ce? E exact. Da, ok, but ar trebui să meargă cu orice context, nu? Get parent, or la ce se referă aici? Hai să vedem. Deci, from, parent get, ok, ăla e numai from și după aia zice inflate la celălalt. Înțeles că ne-am, deci ăsta primește doar un context, putem să-i dăm și view și get parent, putem să-i dăm și, cum am zis, ăla, recycle view activity punct this, orice și la ăsta e punct inflate. De asta. No. Nu-i place că inflate de ce parametri are pe lângă întreg. Și un părinte și un false. O să vedem ea ce înseamnă. Parent. Deci unde se inflate și false se referă la attached to root. Ok. Inflate, acum explic. Inflate, ia XML-ul ăsta de aici. Și din ea îți face un view exact cu părintele lor. Deci îți face un view care părintele, adică un view mare care e linear layout, care are doi children, unul fiecare tip text view cu ID-urile respective și proprietățile respective. Putem să le facem manual asta dacă vrem, dar e mai elegant să facem XML și după aia inflate îți face el exact așa. Putem și manual să facem new linear layout, după aia set parameters de orientation, vertical, layout, height, layout, width și așa mai departe. Sau le dăm a add child de new text view cu nu știu ce. Putem, da, e mai frumos așa, mai elegant. Bun. O să lăsăm aici contextul iarăși get parent, dacă așa au făcut eu, trebuie să meargă cu orice. Bun, după care zicem view holder, la notul item holder, IH și zice egal new item holder de view-ul acesta și după care returnăm un item holder și cred că am făcut tot ce trebuie. Teoretic da. Și onBind. Pentru onBind, la asta îi facem noi o metodă void set item okay. Și zicem to the first name point set text the item get first name și celălalt last name. No, și onBind, în onBind aia o să facem, o să zicem holder punct set item, the items e ăsta de aici, punct get the position. După ce că vedem că merge, vă și explic aici, văd că e în plus, asta putem zice încă return new. Așa. Bine, no, acum set adapter, zicem
facem o dată item U1 egal cu new item. Ne-am făcut constructor. Hai să facem constructor acest item cu first name și last name. New item de A și B. Hai să facem un for. For. Aici în direct. Items, add, băgăm în listă, new item, the first plus key și last plus key. Clar ce am făcut, nu? O să bage 100 de items cu first 0, first 1, first, respectiv less, la fel. Bun. Și o să le dăm un new item adapter de items. Și acum, teoretic, ar trebui să ne afișeze în listă item și după aia discutăm puțin să vedem cum funcționează și după aia suntem gata. Că știți cum să faceți o listă. A, nu, să vedem și click-ul pe un anumit element. Create new virtual device. Nexus 5X, bine. Dar nu am mai dat-o create, să mai am, să am vreun... Hai să vedem un pixel din ăsta anumit. A, uite, aveam Nexus-ul creat, e mai bine pixel. Mă auzi că merge mai bine. No, la început nu o să fim logați. Mai țineți minte, mai țineți minte ce user și parola am testat acum 2 săptămâni? Și încă ceva, să pornim serverul. Cum se numește ăla? Ăla. Xamp ăla. Așa. Și pornit, așa e? Nu văd. Dar pe amândouă trebuie să dau start. Bun. Și punem user și parolă și o să creeze dacă nu există, că așa ai făcut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cum? Cred că am făcut validare aici. Hai să vedem, că o să ne dea aici eroare. Da. Dă-i mie la resnic. Tu short? Dacă ce limit am pus? Că-s 6. 7. IP-ul. Putem pune liniștit local, local host. Hai să vedem. Că nu știu dacă mai am același IP. Aici. Nu cred că e asta. Poftim? Dar nu vreau să văd. De curiozitate.
Nu știu dacă am telnet instalat, dacă sunt acolo. Bine. 1361, e bine. Să pun localhost. Dacă lucrați cu emulatorul, o să vă meargă cu localhost. Dacă nu lucrați, să fiți atenți. Pentru că voi trebuie să puneți IP-ul serverului. Localhost nu o să meargă. Că emulatorul, cred că îi asignează ceva IP. Hai să pun. Nu, ăla e fix același lucru cu localhost. Asta e fix același lucru cu localhost, dar cred că emulatorul de asta o să creeze un... o să asigneze IP nou. E foarte probabil, nu sigur. Nu, cel mai ok e așa. Asta o creșuit. Dacă am putea să vedem și cu ce, poate că ar fi util. Așa. Mâinile nostru. Mâinile nostru. Mă, dar asta. Asta e. Connect exception, connection refused. Bun. E regulă. Și dăm o dată run cu IP-ul corect. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sper că... Tu ai lucrat, Darius, pe calculatorul meu, așa e? Deci, e ultima variantă, e service. Bun. De server. Bun. Avem un crash. Din motivul... Așa e. Stai puțin, nu fac. No value for error code. Ok. Am zis. Dacă. Ok. Bun. Asta ar trebui făcut. No, trebuie primată response.has the error code. And. Bun, acum deja userul s-a creat. Hai să vedem. Asta ce încearcă să facă. Da, deci userul e creat, nu mai trebuie să facă niciun login. Deci comers. No, bun, acum o să funcționeze. Fixul ăsta contează ce l-am făcut. Să explic ce s-a întâmplat. A apelat userul, a creat userul și aici acum am făcut logica de acum 200. Îmi ziceam că dacă e eroare în creiere de user, încercăm login. No, bun, da. Din moment ce nu a fost eroare, response.get string de error, că au doar încat excepție. Aia a fost baie. Și acum adăugăm chestia asta. Oricum, acum, data viitoare, o să fie eroare. Și o să dea eroare și o să meargă tot pe login. Open. Nici nu mai trebuie să dau run again, că trebuie să meargă. ph@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Acum a mers, dar o creșuit cel mai probabil în aplicație, în partea aia cu lista. Hai să vedem. Și mă enervează chestia asta. Cum Google Android? Hai să căutăm. Deși am setat aici că numai ăstea mă interesează. Dăm un filtru ca să nu ne dea toate prostiile. Bun. Get System Service. Aici, în Create View Holder.
Aici nu i-a plăcut ceva. Deci a intrat în activitatea asta cu Recycle View Activity. Și aici nu i-a plăcut că... Attempt to invoke virtual method. Get system service. Un null reference. Mai jos sunt detaliile. Pentru că eu aici nu văd nici un deci în from-ul ăsta ce primește ca parametru? Hai să vedem. Primește un context și get parent din activity. Hai să punem fix activitatea, că eu nu știu ce get parent are chestia asta. Fix activitatea, am zis că punem recycle-activity.biz. Și acum... Deci probabil că get parent la activitatea aia era null. Și acum dăm run. Acum am făcut chestia aia persistentă, acum două săptămâni, direct în... Numai, sare peste login registration, intră direct în asta. Și my guess este că va merge. Că asta era problema, că am zis acolo get parent. Deci îi dădeam un context nul. Ah, first 0 la 0. De ce sunt numai... uite-i. Bun, de ce sunt atât de mari? Întrebare. Hai să ne uităm să vedem ce minune am făcut. Hai, am pus rep content peste tot. Dar la linear layout ăsta, la height, nu i-am pus rep content. De ce nu merge auto? Nu înțeles de ce nu a mers. Bun, hai să ne încercăm o dată. Și hai să-i punem și un background albastru. Oare putem pune direct așa? Știți care va putem pune, dacă putem pune așa? Red, green. Oare merge? Uite că merge. Bun. Asta-i punem și un padding ca să fie totuși. Nu, că o să se vadă. Că să fie puțin alb între elemente. Să arate mai cool. Da. Nu e exact ceea ce vreau. Să-i punem un... Ca să fie spațiu între ele. Aia vreau să setez. Dacă ăsta îl fac albastru, nu e ok. Fac... Ăsta albastru. Și asta. Și teoretic aici dacă pun un padding 5 de plus. Dar pune doar padding top. Așa. 5 de plus prea mult. 2 de plus. Așa. Bun. Acum negru pe albastru e destul de gay. Hai să nu fie albastru. Adică de albastru nu e spălăcit. Un fel de 4-4. Așa. Nu, mai spălăcit invers. Mai spălăcit, mai băgăm aici.
Adapterul ăsta în conjuncție cu Recycler View e un exemplu destul de bine despre o arhitectură OOP. Vedeți că totul e super abstract. Că și-a dat drumul, așa? No, bun, hai să zicem că e de ce. Ce mai facem acum, înainte să vă explic cum merge? Să vedem cum implementăm un click. Aici, la list, la recycler, eu trebuie să aibă set on, nu este, on item click listener. Set on click, nu. On fling. Știe cineva ce e flingul? Ce gest e flingul? Click listener-ul ăsta ce vrea? Vrea de care? Asta e de la view. Nu, asta trebuie să aibă ceva. Un set on, set, nu on, set item. Click listener. Nu. Set. Hai că căutăm. Și răspunsul este... Ha! Deci așa funcționează asta. Destul de gay. Trebuie să bagi click. Trebuie să bagi click listener pe... De fapt nu, poate că e un improvement. Click listener efectiv punem pe... view-ul creat. Și atunci... Când se creează asta, așa zicem, eu set on click listener this, ca să meargă this, să zicem să implement on click listener. Ok. Și atunci, o să zicem ceva de genul că dacă to the first name ends with get text. Mai fi mai logic salvăm și item-ul. Mai frumos. Set item. Ca să zicem aici să lucrăm direct cu modelul. Item-ul e modelul în cazul ăsta. Din pattern, nu mvc. If item get first name which ends with 7, atunci finish. Nu am acces la finish, că asta e statică. Putem așa. Și dacă dăm click pe un element care se termină cu 7, atunci o să oprească activitatea. Mere că am încet emulatorul ăsta. Bine, deci știți ce să faceți cu click, știți să opriți activitatea. Cum ați să vă explic cât de cât cum funcționează recycler view-ul ăsta cu adapterul. Adapterul e o abstracțiune. Vedeți că ăsta la set adapter are nevoie de un adapter. Nu. Adapterul arată ceva de genul ăsta. Ia hai mă. Ce fel de adapter are el voie. Și mai puțin la view, era multe... Nu, asta stea. Hai să văd ce ia el pe parametru.
La list view era o clasă abstractă adapter care avea mult mai multe metode și era un basic adapter care implementa câteva din metode. Un create view holder, un bind view holder. No, se pare că adapterul ăsta are doar cele trei metode abstracte. Are mai... Da. Item count, on bind și on create. Bun. Eu aveam pattern-ul de la ListView în cap. Bun. Deci, adapterul ăsta îi spune la ListView, care e un element de UI, tot ce are nevoie ca să poată populi lista. Adică, odată îi zice item count, câte itemuri sunt. După aia zice când vrea să creeze un view, când vrea să, tu îi spui aici în implementarea metodei astea, cum să creeze fiecare view, adică cât e un view pentru fiecare element. No, și eu am zis cum să creeze, adică fix să creeze folosindu-se asta. Deci l-am creat eu și l-am dat. Și aici, cum să facă bind-ul? Pentru că eu, adică când vrea să un anumit element, elementul dat de position, vrea să bindească la view X, poate să se abstracte el înăuntru, să face o mulțime de chestii de optimizare. Tu îi spui cum faci bind-ul. Dacă eu la bind fac doar chestia asta, atunci nu o să seteze numai first name. Sau poate vreau să le inversez. Pot să fac ce vreau aici. Ideea că el îți dă, bă, uite, fă bind-ul cu elementul de la poziția put sau cât îi zis acolo position și să o pui în item holder-ul ăsta. No, și tu faci ce vrei. Putem să le fac invers. Hai să le fac invers. Odată definite aceste trei abstracțiuni, el știe tot cum să deseneze. Și e treaba lui ce face. Deci vrea să știe cum să arate un view pentru un element, vrea să știe cum se face bind-ul și vrea să știe câte elemente sunt. Mai mult nici nu are nevoie. Deci l-am făcut invers, last și first. Bun, aici puteți să puneți în view-ul ăsta. Băgați o poză, mai un buton, mai ce vreți voi construiți aici. Din nou, datoria voastră să implementați bind-ul și create view accordingly. Păi nu, că o să facem și când dă click pe lista automată de agent. Eu așa mă gândesc. Sau mă rog, să pară o fereastră de confirmare ca să nu dai din greșeală, nu mai gândim. O să formulez un temă. No, cam asta e tot. Poate am nevoie de întrebări. E clar? Bine, prea simplu. Atunci, facem o pauză și după o să continui, Alex. Bă, da, unde e Active Presenter-ul? A, e aici. Ne simțit-o.